Aproximativ 40 de pescari s-au adunat în această dimineață pe lacul Ghidighici pentru a prinde pește. Aceștia spun că nu le este frig, chiar dacă temperatura de afară este de minus 13 grade. Plăcerea este mai presus de orice. Dacă ne place asta, stăm și pe frig. Noi ne ducem unde soarele bate. Ну, конечно, хобби. Это удовольствие. Ну, так вот прийти немножко на свежий воздух, на природу, порыбачить. Unii au venit pe lac de la 7 dimineața. Suntem la pensie, eu și stau acasă, doar oasele dăm. Și vă două, trei ceaturi și duci pe acasă. Dar nu înghețați. Ei, nu mai înghețați, am îmbrăcat bine. Când vrea merge, când nu vrea nu merge. Iar acest tată a intrat pe gheață împreună cu fiul său. Семья говорит, а можно папе передать привет? Папа, привет! Вот что семья говорит. С детства приучил, подсадил на эту наркоманию своеобразную. Я рыбак, и поэтому люблю и летом, и зимой, и в любое время. Unii spun că vor da peștele motanilor, alții îl vor săra și îl vor pune la marinat. Кто тараньку, кто жарит, что кому нравится. Покрупнее жару, поменьше на тараньку, да и все. Ce veți face cu peștișorii ăștia? Da, și eu dau la motan. Одна рыбка. И что будете с ней? Для кошек. И громадем мой молч. Фашим шава один транш. О, уха. De avertismentul celor de la Hidrometeo nu au habar și nu se tem să stea pe gheață. Lângă malțenic mier, dar la adânc nu mă duc. Și ați plăcăjuc cu el. Сантиметров 7 свободно вот есть. Может, туда на середине меньше, не знаю, но я туда не хожу. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de gheață subțire pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, în perioada 22-31 ianuarie, gheața pe lacuri va fi fragilă, iar pescuitul la copcă este periculos.